Ce munciți în momentul ăsta în care competițiile nu sunt reluate? Care e munca efectivă în momentul ăsta pe care o face o școală de fotbal, cum e a voastră? Munca efectivă este foarte complicată în mod normal, pentru că facem tot felul de planificări ale grupelor, având în vedere că încă există protocolul acela de a se antrena câte 10. Munca se bazează foarte mult pe partea de igienizare și de respectarea normelor. Este foarte greu. Bun, dar există vreo comunicare din partea autorităților în privința, mă rog, autorităților din fotbal mă refer, în privința reluării competițiilor, în privința perspectivelor, de fapt, de reluare a competiției? Din păcate, comunicarea este zero. Zero. Zero barat. Adică nu există niciun mail de la federație, de la departamentul competiții juniori, nimic pentru clubul vostru? Nu există absolut nimic. Credeți-mă că în fiecare dimineață când ajung la birou verific mail-ul, da? După care îl mai verific de 5-6 ori pe zi până la ora 5-6. Nu, în primul rând, altfel se pune problema. Ar fi trebuit cumva să ne punem la masă, să stăm marea majoritate a cluburilor, să vedem ce probleme întâmpinăm, ce se poate face, să facem un brainstorming. E greu așa când nu consulți pe nimeni sau se consultă 2-3 oameni care, din păcate, nu se confruntă zi de zi cu problema copiilor. Bun, hai să ei vedem. Se ocupă de problema, da, copiilor, dar nu stau zi de zi cu copii. Care sunt problemele stând zi de zi cu niște copii care nu joacă fotbal, care vin doar să se antreneze în 10 în momentul ăsta, care respectă o grămadă sau pentru care trebuie respectate multe... Nu, haide să vorbim așa. Problema, în primul rând, se pune pentru juniorii mari de under 19 și under 17. Și okay. Under 16. Și under 16, sigur că da. Deci sunt copii care se află pe ultima sută de metri a junioratului. Sunt copii, spre exemplu, under 19, jucăm anul ăsta cu 2002-2003. La okay. fel de bine joacă și Liga 3, are obligativitatea de a juca cu 2002. Da. Under 17, 2004-2005. Da. Sau under 16-2005, da? Sunt copii care în mod normal într-un an ar trebui, într-un an, mă rog, într-un an calendaristic, dar pentru noi cei din fotbal, anul calendaristic începe vara și se termină undeva în mai. Așa. Ar trebui, asta este fix ultima sută de metri, să facă pasul spre Liga 3, cum ar fi normal, da, pentru școlile de fotbal care nu au echipă de seniori. Da. Cum să-i pregătești să facă pasul spre profesionism în momentul în care tu nu le dai competiție? Bun, dacă nu le dai competiție de un an, cum vezi generația asta, Lorena? Ce crezi că se va întâmpla cu copiii ăștia? Din punctul meu de vedere, și îmi pare rău și vă spun ca și manager de club și vă spun ca și părinte de copil care se află în situația asta, este o generație compromisă, din păcate. Este o generație compromisă pentru că nu ai cum să faci. De exemplu, vă dau exemplu băiatului meu, cel mai simplu. Are așa. 16 ani. Cât? 16. 16. Da, am plinit. El are norocul că am plinit 16 ani în iulie. Ce fac eu cu copilul ăsta în momentul ăsta? Și ca mine sunt sute de părinți, dacă nu mii de părinți în țară. Ce fac eu cu un copil care de la 6 ani nu are vacanțe, nu știe să se joace cu copiii, el n-a socializat, el doar a făcut școală și fotbal. Ce fac eu cu un copil de 17 ani în momentul ăsta? E foarte greu. În primul rând că, ca și părinte, te gândești că îi tai aripile copilului și îi spui, mămică, uite, asta e situația mondială, globală, hai să ne apucăm să facem ce? Da. Problema este că sunt și copii și părinții. Și atenție! Bunici. Părinții sunt adulți, conștientizează, altfel trăiesc niște drame, cum spunea și Dan, ajungi să-ți minți propriul copil. Stai că va fi, stai că vom face. Nu se poate așa. Este foarte clar. Ne aflăm într-un moment în care ne confruntăm cu un virus, perfect adevărat, dar mai mult decât să ne imunizăm cu toții, nu cred că avem ce să facem.
Evident. Să trecem toți mai devreme sau mai târziu prin treaba asta. N-avem cum să ne ferim. Efectiv, din punctul meu de vedere, de nespecialist, doar de părinte, okay, nu avem cum să ne ferim. Păi noi ne-am gândit, să știți că noi am făcut și scenariul ăsta. Adică vă spun foarte sincer, am făcut și scenariul ăsta. Este... Pentru că din punctul meu de vedere, și le-am spus și antrenorilor la club, nu vreau să par a fi un om negativist, dar din punctul meu de vedere la cum se derulează lucrurile, e clar că nu se va începe prea curând. Ce copii de 2002 va trebui în iarnă să-mi strâng mâna cu ei, să iau în brațe și să le găsesc echipe de Liga 3-a? Da, atenție, o paranteză, Lorena, două secunde. Da. Atenție, deci Liga 3-a este obligată să folosească jucători de 2002, da, acum, da, mâine, da, mâine, da, și astăzi, da, și n-au jucat de, da, 9 luni, de un an, atenție. Exact asta am spus eu la începutul intervenției, da, mele. Este incredibil. Și atunci, eu am ținut de acești copii de 2002, pentru că eu sunt înscrisă într-o competiție la Federație de Under 19, sunt obligată cumva să-mi înscriu această echipă de Under 19, deci eu am ținut copiii ăștia cu niște eforturi. Eu le dau banii, sunt jucători profesioniști, să ne înțelegem. Ei nu sunt doar juniori, ei au contracte de activitate sportivă, deci ei primesc bani. Eu i-am ținut cu greu pe acești copii ca să rămână, să joace totuși în competiția Federației. Da. Ei, mă văd cumva în momentul în care, dacă nu se începe până în iarnă competiția, să-i strâng în brațe și să mă duc să bat din poartă în poartă să le găsesc echipe de Liga 3-a. Bun, să asta mă despar cumva forțat de ei. Asta cu o categorie, clar, dar cu ceilalți copii, mă rog... Păi cu 17, probabil că plec să joc cu ei în Bulgaria. Se poate juca în Bulgaria? Sau în Turcia? Se poate merge să pot juca cu niște echipe? Da, dacă ai bani, mergi. Okay. Dacă ai bani, sigur că poți să te duci să joci.